găsirea de dosar politician, PSD-iștii vor să se sinucidă politic frumos pe finalul acestei guvernări, care, să fim cinstiți, nu a fost chiar așa de rea. PSD-iștii nu vor să accepte nici în rupul capului faptul că unii dintre ei trebuie să meargă la pușcărie. PSD-iștii urlă, țipă, fac urât la televizor după ani de zile în care au beneficiat de imunitate. Așa că l-au presat pe Victor Ponta să accepte ceea ce părea imposibil la începutul anului, modificarea codului de procedură penală, astfel încât să nu mai vedem la televizor arestări și cătușe. Inițiativa aparține senatorului PSD Șerban Nicolae, un băiat care de-a lungul timpului a avut tot felul de idei juridice crețe. Voia, de exemplu, să ancheteze jurnaliștii care dau informații din dosarele justiției. Senatorul Șerban nu este un jurist prost, a fost o perioadă chiar secretar de stat în Ministerul de Interne și consilier al președintelui Iliescu, însă senatorul Șerban vrea să producă în văzul întregii țări o aberație legislativă, anume că politicienii să beneficieze de un regim special spre deosebire de toți ceilalți urmăriți penal. În esență, senatorul PSD vrea ca politicienilor să nu îi se mai pună cătușele, să nu mai fie scoși pe ușa din fața DNA-ului. Cătușele vor fi rezervate doar pentru infractorii periculoși, cei care comit infracțiuni cu violență, vrea Șerban. Acum, în teoria dreptului, fiecare își dă cu părerea. Unii vorbesc despre dreptul la imaginea persoanei, drept pe care îl are și politicianul. Unde este însă dreptul la imagine al politicianului român care, în disprețul propriului popor, a furat cu două mâini timp de 25 de ani? Momentul ales pentru modificarea codului de procedură penală este însă unul foarte delicat pentru PSD. Cum spuneam, PSD-iștii nu mai vor la pușcărie și au dat primul semnal de revoltă împotriva procurorilor în cazul senatorului Dan Șova, când au boicotat cererea DNA de reținere. Șova a fost scăpat de PSD nu pentru că ar fi foarte iubit în partid, ci de frica pușcăriei, o frică groaznică intrată în venele PSD. Faptul că Șova nu poate fi anchetat și că PSD încă o dată își protejează oamenii acuzați de corupție, se va răsfrânge ca o măciucă în capul partidului. PSD este cotat acum la circa 30% în sondajele de opinie. După episodul Șova și după dezvăluire din cazul ministrului Darius Vâlcov, acest Alibaba al corupției mioritice, partidul se va duce rapid la vale. Deși pare greu de crezut acum, în 2016, PSD-ului Șova și al corupților care fac zid în Parlament împotriva DNA va ajunge poate la 10%, așa cum au pățit și șmecherii de la PDL, care în 2012, după 3 ani de guvernare nesimțită, de-abia au făcut 14% în alegerile locale. Marele partid stat PSD stă să crape electoral, iar premierul Victor Ponta a ales să tacă în fața urletelor de groază ale liderilor PSD, care sunt menite să sperie procurorii DNA. Este cât se poate declar însă că DNA, având în spate utilajele informaționale ale SRI, va face prăpăd în PSD, pentru că au și motive și dosare grele pe numele șefilor socialdemocrați. În acest moment, cel mai important partid de centru stânga din România este în mare pericol, iar pericolul acesta, în mod paradoxal, se răsfrânge asupra României. Dacă PSD cade, locul lui va fi luat tot de un partid de stânga, însă o stângă extremistă, de genul partidului Syriza, care a câștigat alegerile în Grecia. Cu toate păcatele sale, PSD nu este un Syriza, un partid vândut integral intereselor Moscovei. Așadar, revolta PSD împotriva justiției vine din frică, dar are și un resort intern. În acest context, senatorul Șerban Nicolae vrea de fapt să preia conducerea PSD, speculând frica din partid. PSD-iștii sunt supărați foc pe Victor Ponta pentru că nu îi protejează. Ponta este ținut în funcția de premier din lipsă de alternativă și pentru că șeful UNPR Gabi Oprea a spus clar că îl susține doar pe Victor Ponta, nu pe alt PSD-ist. Șerban Nicolae și Dan Șova vor să demonstreze baronilor corupți din PSD că doar ei se luptă pentru libertatea lor, doar ei sunt dispuși să se bată cu DNA și SRI. Din păcate, în spatele celor doi tineri PSD-iști se ițește rânjetul emblematic al lui Ion Iliescu, cel care, la cei aproape 90 de ani, ar vrea să execute o ultimă contrarevoluție bolșevică, așa cum a învățat în tinerețe la Moscova.